Elevii și profesorii s-au pregătit încă de ieri pentru ca expoziția culinară să arate impecabil astăzi. Expoziția este deja tradiție în Liceul Arădian, pentru că an de an prăjituri și alte delicatese, atent preparate, sunt vândute la școală în preajma sărbătorilor de iarnă. Iar banii adunați vor fi folosiți pentru a-i ajuta pe bătrâni sau pe copii. Astăzi, conform tradiției liceului nostru, avem organizat o expoziție culinară, Expo Indalim 2015. Nu am mai pus numărul ediției pentru că deja am pierdut numărul anilor. Activitate în care implicăm toți elevii liceului, de la clasa 9 până la 12, în a pregăti cu mult drag și dăruire, dar și specializare în același timp, preparate de la aperitive, la dulciuri și la fructe, că învățăm să mâncăm și sănătos, produse pe care le vom consuma sub forma unei donații, să zic așa, cu un leu vei dona bucurie, bani, iar banii colectați din vânzarea preparatelor elevilor noștri vor fi donați azilelor de bătrâni și caselor de copii. Elevii care și-au expus marfa spre vânzare au fost foarte încântați atât de banii adunați cât și de laudele primite de la colegi sau profesori. Ce ai pregătit astăzi pentru copii? Am pregătit Rafaelo African, care au un gust deosebit și, în general, se face cel mai mult iarna. Cum sunt produsele pe care le gusti acum? Foarte bune. Da, ce părere ai de inițiativa colegilor? E una foarte bună, adică mie îmi place să mănânc și, nu știu, e una foarte bună, îmi place. Cum ți se pare produsul pe care îl mănânci? Ce mănânci acum? O negresă, e foarte bună, e făcută de colegii mei și e foarte bună. Cum ți se pare acțiunea? Foarte bună. E o acțiune în grup ce ne ajută să ne prietenim și ne ajută. Ce părere ai când vezi aici atâtea produse pe masă? Păi sunt foarte bucuroasă că școala noastră poate să se ocupe de chestiile de voluntariat, să ajutăm oamenii săraci, pentru că toți banii vor fi donați oamenilor săraci și tot se pare că s-au străduit și nu știu din care să aleg. Acum mai urmează să decidă unde se vor îndrepta banii adunați de pe urma expoziției culinare.